Salut, bine ați venit! Astăzi să facem felicitarea asta. Cum vedeți, e foarte drăguță și înăuntru avem copacul ăsta care se închide și rămâne așa un pic 3D. Cum vedeți, e foarte drăguț și e foarte ușor de făcut. O să începem prima dată să facem partea asta din față și la urmă o să facem înăuntru. Ca să-l facem avem nevoie de... Eu o să fac felicitare albastră. Și cum vedeți aici am o grămadă de cartoane diferite ca să fac copacul, cadourile și asta din față. La urmă, în roșu o să pun pătratul ăsta care unde pune Merry Christmas și o să-l fac cu ăsta și să începem. O să iau hârtie albastră și o să fac culorile astea două. Cum avem aici verde cu alb și alb cu verde, la fel, dar cu roșu. Și acum o să iau hârtia roșie și o să măsăr așa. De aici o să fac o linie ca să meargă aici. În capătul celuilalt. Iau foarte ca de formă. Acum o să le lipim. Și deja avem partea asta făcută. Acum o să le lipim la urmă. Acum o să facem copacul înăuntru. Cum vedem aici, o să-l facem. Eu o să-l fac cu foaia asta. Acum, trebuie să partea asta să măsurăm 2 cm. Să marcăm. Și așa o să facem ca să avem o bucată de hârtie de 2 cm de lățime și 21 de lungime. Și trebuie să facem 5 bucăți din astea, la fel, de 2 cm de lungime și 2 de lățime și 21 de lungime. Thank you.
și deja avem 5. Poate o să avem nevoie de 6, nu știu prea bine. Și cum vedem, o să începem să dublăm. O să dublăm de 1 centimetru. Cam așa. 1. Întorc. Adică îl pun pe partea asta, alb cu verde. La urmă îndoi. Așa. Când am îndoit, întorc pe partea cu stele. Și îndoi iar. Iar, întorc. 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 Și așa. Întorc. Pe partea... Acum suntem pe partea albă cu verde, pe partea cu stele. Ajungem la sfârșit și avem așa ceva. Vedeți, deja am făcut toate părțile, le-am dublat. Și acum să începem să le punem. Aia de sus de tot o să o punem așa, chiar părțile astea lipite una de altele. Așa. Și hai să le lipim. Apăsăm. Și lipim pe aici. Următoarea. O să lipim pe aici. Acum o să facem tulpină. Cu maro o să facem un dreptunghi și o să dublăm
ca să ne rămână. Așa. Când deja l-avem făcut, cum vedeți, e dublat de 4 ori, o să lipim prima parte și ultima. Și așa o să le lipim. Așa. Vedeți, se închide, apăsăm un pic. Și cum vedeți, rămâne foarte bine. Acum doar trebuie să punem cadourile, care deja le aveam pregătite. Cum vedeți, sunt un pic 3D, câteva, cum vă arăt cum să fac. Decupați un reptunghi mai mare și unul mai mic. Și la urmă, la mare îi pune un pătrățel din asta și deasupra o să-i punem ăla mai mic. Și acum, cu stickerele astea de margini, o să-i punem așa. Sau cum vreți. Așa, și cum vedeți, am câteva. Acum doar trebuie să le lipim cum vrem. Așa. O să-i pun un pătrățel. Și o să lipesc. Și ăștia doi. Acum o să punem niște colțuri din asta. Și deja am terminat înăuntru. Acum trebuie să lipim asta cu pătrățele. Și acum pind asta. Să pun medicuzma. Și asta e tot. Sper că v-a plăcut tutorialul. Cum vedeți, a fost foarte, rămâne foarte frumoasă. Aici înăuntru, adică pe afară, avem cu verde și aici cu roșu. Rămâne foarte bine. Aici, la fel, puteți să puneți o fundiță sau ce vreți. Și asta e tot. Sper că v-a plăcut. Pa!